Comunitatea maghiară și nu numai din comuna Batoș se gătește de sărbătoare sâmbătă 7 februarie de la ora 20. În fiecare an, intrarea în postul paștii comunei cu petrecerea de balul coșului. La cea de-a noua ediție sunt așteptate peste 60 de perechi la cântec, joc și voie bună. Începe coșorul balul. Bal tradițional al nouăleana. Eu organizez, închiriez căminul cultural din Batoș, angajez o formație, fosta sau actuală Atlantis. Deci sunt așteptate ca să se desfășoare în condiții bune, să fie loc de dansă între 60-65 de perechi. Cererea este foarte mare, spun organizatorii, iar la eveniment sunt așteptate persoane atât de etnie maghiară, cât și perechi de români din județul Mureș și Bistrița Năsăud. Conform tradiției, cu toții își vor aduce coșurile pline de mâncare și pe lângă cântec și joc vor avea parte și de premii puse la bătaie de organizatori. Deci fiecare își aduce platou de... Pe ce își pregătește o gospodină acasă? Își pune o prăjitură, își pune... Ce își pune în coș, pune pe masă. Și sigur că fiecare gospodină se străduie ca să pună un platou cât mai este tombolă. Tombola o să fie premiul cel mare, un miel de anul trecut, adică nu, un ied de anul trecut. În urmă cu 10 de ani, această petrecere se ținea la sat în seara de marți, de dinaintea intrării în post. Dar cum vremurile s-au schimbat, data acesteia coincide acum cu ultimul sfârșit de săptămână de dinaintea zilei de miercuri, atunci când catolicii intră în postul mare.